Locurile din spitale rezervate tratării persoanelor infectate cu SARS-CoV-2 sunt ocupate, iar pentru cele de la terapie intensivă se așteaptă chiar și câteva zile. Situația este una care îi sperie pe cei care gestionează pandemia, în special pe medici care se văd neputincioși în fața valului de infectări. Deși Oltul nu se află printre județele cu un număr foarte mare de infectări, situația din spitale este asemănătoare ca peste tot în țară, pentru că vin pacienți din alte județe. Medicii sunt disperați și fac apel la cetățeni să respecte măsurile de prevenire a răspândirii coronavirusului. În principiu este un blocaj. Nu mai avem locuri în terapie intensivă, nici noi, nici Caracalul, deci practic în momentul de față în județul Oltenia nu există locuri de terapie intensivă. Împreună cu medicul șef de la secția de anestezie și terapie intensivă am depus actele necesare pentru a mări secția de terapie intensivă, să o suplimentăm cu încă câteva locuri în funcție de ce ne va dispune Ministerul Sănătății. Noi pe secție avem pacienți din ce în ce mai gravi, care vin din ce în ce mai târziu, care nu cred în existența acestui virus, care omoară. Nu poartă măști, unii dintre ei spun că am mai fost și pe acolo și pe acolo mai fără mască, lasă că nu mă întâlnesc eu cu vreunul. Și ajung în stadii extraordinar de avansate, adică ne uităm la ei, ne gândim, Doamne, ce se va întâmpla de acum încolo. Și încercăm să supraviețuim de pe o zi pe alta. Deja în gărzi nu se mai doarme, se internează în continuu, dacă nu se internează se stă numai în COVID. Din cauza creșterii continue a numărului de persoane infectate care au nevoie de spitalizare, în ciuda eforturilor făcute de medici pentru tratarea pacienților cu infecție COVID-19, specialiștii în halate albe se tem că sistemul va ceda în perioada următoare. Ei trag un semnal de alarmă că se apropie perioada în care va scăpa și ne va avea zile. Eu zic că lunile următoare reprezintă un risc de colaps al corpului medical, la care trebuie să ne gândim cu foarte mare atenție și de aceea rog toți ascultătorii și toți vizionatorii dumneavoastră să poarte măști, să ne ajute și pe noi, pentru a, ca noi să putem să vă ajutăm pe voi. Nu putem să facem nimic fără voi. Noi suntem aici la orice oră din zi și din noapte, să stăm alături de voi, să vă ajutăm cu tot ce putem, dar dacă voi nu ne ajutați pe noi să vă protejați, nu avem nicio șansă. Literalmente vom intra într-un colaps și o spun cu simț de răspundere. Autoritățile au anunțat astăzi 4 recorduri nedorite. Au fost raportate peste 4.000 de noi cazuri de persoane infectate cu SARS-CoV-2, peste 650 de pacienți la ATI în stare gravă, peste 65 de decese și 4 județe care au raportat peste 100 de cazuri noi de COVID-19. La nivelul județului Olt au fost anunțate 50 de noi infectări și 3 decese.